E o mângâiere pentru ochii mei să-mi vând strunfișorii la vremea recoltei. Leneșule! Ce? Care? Vine acum papaștru? De ce nu dai și tu o mână de ajutor la strânsul recoltei? Tocmai aveam de gând, papa ștrumf, dar m-a apucat așa o ștrumf durere. Mă doare spatele și mi-e rău de la stomac și de-astea. Ei, acum că te-ai odihnit, du-te și adu niște apă. Da, papa ștrumf. Mi-ar prinde bine o gură de apă. Și nouă, dar leneșul nu ne-a adus apă deloc. A, nu? Ce fac acum? Îmi pariu că s-a culcat din nou pe undeva. Dar când l-i găsi iară fiului, n-o să-i meargă să mă fraierească el pe mine așa în halul ăsta. Ha, du-te în pădure și ștrumfește niște lemne de foc. Da, papa ștrumf. Bună idee, papa ștrumf! Întotdeauna am zis că aici nu-i loc pentru trântori și... La comul ar putea să dea o mână de ajutor, are nevoie de puțină mișcare. Muncă. Numai asta facem tot timpul. N-are rost să bombănim, leneșule. Papa ștrumf zice că noi ștrumfii trebuie să lucrăm ca o echipă. La urma urmei, puțină trudă n-a stricat niciunui ștrumf, nu-i așa? Nu. Teoria asta ar trebui revizuită. M-am săturat de atâta muncă. Nu-mi doresc decât să trag un pui de somn. Și tot ce-mi doresc este un coș mare cu ștrumfragi. Sunt prea obosit ca să mai mănânc. Iată, uite, un locșor numai bun de dormit. Mă odihnesc repede și pe urmă mă întorc la treabă. Leneșule, ce mai e? Tu cine ești? Sunt Cicero, iar tu, amice, ești epuizat. Iauzi! Ai nevoie de o vacanță și știu un loc perfect pentru asta. Ei, asta e, ce fel de loc? Paradisul, bineînțeles. Acolo unde nu se muncește, n-ai răspunderi și nu spune nimeni ce să faci. Dar eu o să-ți mai placă. Păi, eu... Leneșule! Leneșule! Bine, mă duc, dar numai pentru câteva minute. Așa te vreau. Hai pe aici. Uite-l! Leneșule, unde ai fost? Avem treabă! Haide! Vezi aia? Leneșul a ștrumfit-o prin cascada aia. Trebuie să-l salvăm! Du-te tu și vezi unde s-a dus lacomul, iar eu stau cu ochii pe lemnele de foc. Nici vorbă! După tine, istețule! Stai! Hai să discutăm treaba asta ca de la ștrumf la ștrumf! Nu! Mama! Mamă! Ia te uită! Bine ați venit în paradis! Eu sunt Bacchus, gazda voastră. Bucurați-vă de tot ce vă doriți! Măiculiță! Mulțam, domnule Bacchus! Da, mulțam! Dar nu putem rămâne aici, avem de strâns lemne de foc și... Lemne de foc, luați tot ce vă doriți. Și papa ștrumf a zis să nu vorbim cu străinii. Dar vă aflați printre prieteni acum. Și papa ștrumf o să se supere de-a bine la dacă... Nu ștrumfi distracția. Da, chiar așa este. Mai relaxează-te. Ștrumfilor, distrați-vă acum, pentru că viața e scurtă. Am dormit în fiecare pat de aici și nu mai pot dormi deloc. Nu mai pot înghiți nici măcar un dumicat. Eu m-am plictisit. Și eu. Și eu. Eu și mai și... Eu, domnule Bacchus. Bacchus, ce mai poți face pentru voi? Vreți mai multe perne, mai multe pateuri? Mai multă distracție. Suntem plictisiți. Da, și eu. Și eu, hai să jucăm un joc. Ce-i zice de v-ați ascunse la că vă vânăm, șeful? E un joc frumos. V-ați ascunse la că vă vânăm?
Oh, e distractiv. Voi ștrumfii vă ascundeți, iar eu și Cicero vă vom vâna. Am început. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect! Nu o să ne găsească niciodată aici. Sper că nu. Toată alergătura asta m-a obosit rău. 8, 9, 10. Cine e gata, îl luăm cu lopata. Vor distracție, să le dăm distracție. Îi vezi, șeful? Nu, dar ceva îmi spune că sunt chiar acolo. Auleu! Ajutor! Leneșule! Am auzit doar două voci, șeful. Probabil că mi-am ieșit din mână. Leneșule, ajută-ne! Ce? Nu vreți să nu vă mai prostiți? Scoate-ne de aici! Nu mai poate ștrumful să doarmă. Da, cum v-ați căzut acolo? Nu știu. Pur și simplu s-a întâmplat. Da, sigur. Haideți să găsim o ascunzătoare mai bună. Surpriză, surpriză! Ce? I-a pierdut? Unde s-au dus? Lasă, șeful, nu pot fi departe. Da, da, pun pariu că sunt acolo. Da, aici n-au să ne găsească. Bazea! Hei, ce mai e acum? Noi am făcut așa. Statuia aia s-a mutat. Da, sigur, și mă mut și eu într-o ascunzătoare mai liniștită. Hei, așteaptă-ne și pe noi. Acum v-am prins? Iar au scăpat. Încep să mă înfurii. Ușurel, șef, ușurel. Data următoare sigur îi găsești. Da, am să-i găsesc. Pentru că indiferent unde s-ar ascunde, de data asta am să-i dibui eu. Vai! Aha! V-am găsit! Haideți, uite o ieșire! Chiar că e periculos? Chestia asta a mers prea departe. Vino, Cicero, e timpul să terminăm cu joaca, cu ștrumfii ăștia și să ne pregătim pentru cină. Aveți dreptate, locul ăsta chiar că e periculos. Hei, îmi miroase a mâncare de casă. Mesaj de la Bacchus. Iată meniul special pentru astă seară. Văd că avem musafir la cină. Despre noi e vorba. Chiar așa, Bacchus vrea sufleu la ștrumf. Sufleu la ștrumf? Chiar că despre noi e vorba. Hai să ștergem de aici. Încotro. Nu noi. Bun, pentru că acum petrecerea s-a terminat și vine nota de plată. De plată? Noi credeam că e gratis. Gratis? Prostuților, cineva trebuie să-mi gătească mâncarea, să-mi taie lemne și să-mi îngrijească grădinile. Păi nu? Ei, și cum voi sunteți prea mici să faceți toate treburile astea, mai rămâne liber un singur loc. Cel de pe farfuria mea. Nu-i lăsați să scape! Lasă, șefă, că nu scapă! Nu! Auleu! N-aveți cum să scăpați ștrumfilor niciodată! Puter, ce vă aflați la mine, ascultați! Pe ștrumf să scape nu-i lăsați! Ajutor! Așteptați-mă și pe mine!
Lacomule, lacomule, așteptați-mă! Ajutor! Dați-mi drumul, dați-mi drumul! Leneșule, leneșule! Nu, dați-mi drumul! Leneșule! Nu, vă rog! Ce, ce, cum? Leneșule, te-am căutat peste tot! Papa Ștrumf a zis să ne întoarcem la apusul soarelui! Da, am întârziat. Ai, ai, ce bine îmi pare că vă văd. Serios? Am reușit, ștrumfilor. Am terminat pregătirile pentru iarnă la timp. Și n-am fi putut face asta fără ajutorul tuturor ștrumfilor. Leneșule, numai tu nu dormi încă. Cum se face că încă n-ai alunecat spre tărâmul viselor? Am fost deja pe tărâmul viselor, Papa Ștrumf. Și nu e cine știe ce scofală. La 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 la. Ajutor, ajutor! Ștrumfița are probleme, să mergem. Ce s-a întâmplat, ștrumfițo? Este o creatură oribilă în grădina mea. E o creatură în grădina ta? Bine, ieși afară cu ștrumfii ridicați. Sunt doar eu. Ștrumfule Leneș, ce cauți acolo? În ultimul timp nu mai pot să dorm și locul ăsta părea perfect pentru a-l încerca. Tu nu poți să dormi? Tu? Dintre toți ștrumfii? Da, este o soartă mai rea decât ștrumfea. Pam, 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 pam. Mai are nevoie de ceva dulce? Dar, lacomule, părea un loc perfect pentru un pui de somn. Nu-mi pasă nici dacă nu mai dorm niciodată. Ieși, ieși, ieși. Mai să fie toată munca asta care îmi face sete. Nu-mi voi ștrumfi niște apă rece. Îmi pare rău, ștrumfilor, dar oriunde m-aș duce, pur și simplu nu pot dormi. Nu se mai poate, Ștrumfule Leneș, ar trebui să discuți despre asta cu Papa Ștrumf. Ai dreptate, ștrumfule cu ochelari, în felul ăsta nu voi mai dormi deloc. Este îngrozitor, Papa Ștrumf, nu mai știu ce să fac. Toată noaptea mă foiesc și mă sucesc. Nu ai vreo licoare pe care să mi-o dai? Îmi pare rău, Leneșule, dar nu pot face nimic. Cel mai bun medicament pentru un somn bun este să faci exerciții fizice. Exerciții? Da, genoflexiuni, flotări, jogging, aplecări, sărituri cu coarda, fandări, în notă, cățărături. Oh, nu, fără exerciții. Papa Ștrumf, Papa Ștrumf, uite-te la prieta mea plantă bolnavă. Este atât de ridată. Nu se ia, nu? Nu, cochetule. Du-te acasă, liniștește-te și voi vedea ce e de făcut. Deci, ce ți-a dat Papa Ștrumf? O licoare, un praf magic, un... A spus că nu mai e nimic de făcut. Nimic? Trebuie să fie o greșeală. Așteaptă-mă aici, te rog. Știi doar că sunt un prieten personal al lui Papa Ștrumf. Mă duc să văd ce e de făcut. Ce păcat! Dacă ar fi venit mai devreme... Ha? Poate că aș fi putut ajuta, dar acum, din păcate, este prea târziu. Se pare că acesta este sfârșitul. Cred că o mai duce maxim 2 zile. Vai de mine, săracul Leneș! Mare doar 2 zile până mă duc să le spun celorlalți. Trebuie neapărat să le spun. Ștrumfilor, ștrumfilor, am vești groaznice. Papa Ștrumf a spus că Leneșul mai are doar 2 zile. 2 zile până ce? Păi până ce el va ștrumfi. Nu-mi vine să cred. Nici mie. Săracul Leneș. Și Papa Ștrumf a mai spus că nu mai e nimic de făcut. Atunci vom face ca Leneșul să aibă ultimele 2 zile foarte fericite. Știu, îi vom organiza o petrecere de rămas bun. Da, o să-i fac un tort mare. Iar eu voi culege niște flori frumoase. Plântuțo, te voi face bine. Dar trebuie să recurg la toate trucurile pe care le știu. Opa, am pus prea mult?
Papa Ștrumf, noi am vrea să te invităm. Te rog, Ștrumfă de Cochelar, acum sunt foarte ocupat. Bine, Papa Ștrumf, vai de bine, Papa Ștrumf chiar suferă foarte mult. Se pare că vom ține petrecerea fără el. Băi, grozavă petrecere, nu-i așa, Leneșule? Da, e foarte ștrumfească, dar de ce e pentru mine? Vrei să spui că nu știi? Păi tu... Pentru că te iubim cu toții foarte mult. Asta este pentru tine, Leneșule. Vai, un portret! Mulțumesc, pictorule! Întotdeauna ai fost modelul meu preferat. Ce-ai pățit? Iar acum, odă ștrumfului Leneș. Poate avea și defecte, câteodată doarme prea mult, dar acum ne va părăsi și voi știți cu toții asta. Dar eu nu plâng nicăieri, în special cu toți prietenii în jurul meu. Se pare că ștrumfii mei dau o petrecere. I-aș dori să mă duc și eu, dar mai întâi munca. Păcat că asta e ultima petrecere a Leneșului. Ce? Am spus păcat că e ultima petrecere a Leneșului. Ultima petrecere? Cum adică ultima petrecere? El vrea să spună că... Blăguțule, vorbești prea mult și prea tare. Doar pentru că Papa Ștrumf a spus că nu există leac pentru Leneș și că el va ștrumfi în câteva zile, asta nu e un motiv să pălăvrăgești și în plus să spui că... Dar Blăguțul i-a spus, nu? De ce asta era? Ștrumful ăsta nu o va mai duce mult. Trebuia să-mi dau seama că ceva este în regulă atunci când nu am mai putut dormi. Săracul Leneș! Săracul Leneș! Dar nu voi sta cu mâine în sân? Ce sunt eu? Ștrumf sau șoarece? Leneșule, unde te duci? Voi profita din plin de ultimele mele ore. Voi face toate lucrurile pe care am fost prea obosit să le fac. Cum ar fi ce, Leneșule? Mă, voi cățărea pe cel mai înalt munte. Voi străbate cei mai rapizi torenți. Voi îmbrăzi cea mai înfricoșătoare bestie. Sună periculos. Așa și e. Leneșule, așteaptă! Aveți grijă, torenților, sosesc! Repede, ștrumfilor, îmbarcă! Trebuie să-l oprim. Leneșule! Așteaptă! Oprește-te! Nu face asta! Liniștiți-vă, ce-am de pierdut? Ura! S-a dus! Leneșule! Nu se poate! Dar ne ducem și noi! Pâslește! Papa Ștrumf a spus să nu venim niciodată atât de aproape, deoarece aici este o mare cascadă! Ce cursă ștrumfească a fost! Și ce prieteni ștrumfiți sunteți să-mi țineți companie în aceste ultime clipe! Nu vrei să ținem companie înapoi în sat, Leneșule? Încă nu! Mai avem multe de făcut împreună! De făcut? Împreună? Mă voi cățăra până în vârful celui mai înalt munte! Mai ce, Leneșule, poate fi periculos! Apreciez grija voastră, prieten, dar pericolul nu mai înseamnă nimic pentru mine. Ultimul jos e un ștrumf puturos. Ce prieten loial! Apreciez faptul că vreți să mă înveseliți. Datorită vouă nu voi uita niciodată această zi. Leneșule, acum ne putem întoarce în sat? Nu, încă nu. Trebuie să găsesc provocarea supremă. Ceva ce n-a mai făcut niciodată vreun ștrumf. Oh, no! Priviți! Asta e ștrumf. Voi îmbrânzi acea bestie. Dar pare mare și rău. Asta înseamnă că e o provocare și mai mare. Leneșule, oprește-te, te rog. Nu ne poți face așa ceva. Vreți să spuneți că nu lăsați un ștrumf osândit să aibă ultimă dorință? Ei bine, noi ne gândeam... Ideea e
că ai nevoie de o capă să faci asta cum trebuie. Da, o capă. Așa e, o capă. Ai dreptate, Ștrufițo. Mă voi întoarce imediat cu o capă. Acum ce ne facem? O, dacă Leneșul ar fi vrut să se pună măcar cu bestia aia. Asta e. Cât timp Leneșul este plecat, noi vom schimba animalele. Asta vreau și eu să sugerez. Dar mai întâi trebuie să cântăresc anumite aspecte ale problemei. Vedeți? Fiecare problemă... Hei! Așteptați-mă și pe mine! Gata, ștrumfilor, cred că e de ajuns. Gata, toată lumea să se ascundă. Toro! Toro! Ole! Măi, să fie, Plântuțo, ți-ai revenit uimitor de bine. Când te vedea cochetul... Cochetule, cochetule, ți-am adus planta. Este... Unde sunt toți strumfii? Ăsta e singur cântărețul. Mai bine mă duc să văd ce au de gând. Ole, ole, ole! Ștrumfenie mare, ce faceți aici? Papa Ștrumf, cât mă bucur că ai putut veni să ți-ai rămas bun de la Leneș. Rămas bun? Ștrumful ăsta nu mai are mult, mai ții minte? Nu, nu, nu țin minte. Dar te-am auzit că ai spus că mai are doar 2 zile și m-am gândit... Asta e! Eu vorbeam despre planta asta a cochetului, nu de Leneș. Oh, te-ai făcut bine, cât mă bucur! Leneșul nu are nimic, are nevoie doar de câteva exerciții. Ai auzit, Leneșule? Vei fi bine, ne-a spus Papa Ștrumf. Atunci de ce mă mai lupt cu bestia asta? Nu este o bestie, Leneșule, este doar... Un taur! Fugiți! Fugiți să vă salvați viața! Fugiți, ștrumpi, pentru el! Mai repede, micuții mei ștrumpi! Mai repede! Repede, 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 repede! Fugiți, fugiți, fugiți! În data viitoare, micuții mei ștrumpi, înainte de a ștrumfi de tot, amintiți-vă că viața trebuie trăită în fiecare zi. Nu-i așa, Leneșule? I-am spus eu că are nevoie doar de puțină mișcare. Ei bine, micuțul meu prieten, se pare că vom cina împreună diseară. Ce e cântecul ăsta, Papa Ștrumf? Seamănă cu... Urmați-mă, micuții mei ștrumfi! Așa mă gândeam și eu. Este vânzătorul de obiecte magice. Iar când el trece prin pădure, înseamnă că ștrumfii vor avea probleme. N-avem probleme, Azrael. La apus va sosi mama. Și dacă nu am un cadou pentru ziua ei, voi avea mari probleme. Iar mă va transforma într-o broască. Sau mai rău, poate reușim să ajungem în oraș înainte de închiderea magazinului. Gargamel, chiar vrăjitorul pe care îl voiam. Vrei să cumperi niște amulete? Dispar din fața mea, păcăliciule! Eu mă grăbesc! Talismane, amulete, sunt niște cadouri foarte frumoase. Un cadou pentru mama, ceva frumos sau ceva ieftin, a? Ieftin? Bă, asta e o... Păi, este vorba de mama mea. Dar ce e ieftin? Cât de ieftin? Păi, să vedem. Eu am... un penny. Ne vedem primăvara viitoare, Gargamel. Te rog, te rog. Ia și tu în considerare relațiile noastre de afaceri din trecut. Crede-mă, exact asta și fac. Te rog, te rog. Trebuie să ai ceva. Ai noroc că am inima bună, Gargamel. Altfel... Un cercel? Nu-mi place să stric perechea, dar pentru tine și oricum pierd bani cu asta. Stai, stai! Ce putere are ăsta? Habar n-am, l-am luat de la reduceri. Pe mai târziu, Gargamel. O, doamnă, vrăjitoare Hogata, acesta e cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la tine. Și o fac destul de des. Oh.
Lingușitorule. Ia zi, ce ți-ar plăcea? Oh, din păcate sunt prinsă până peste urechi cu magia, dar... Cerșelul ăsta, îl iau, dar unde e celălalt? I l-am vândut lui Gargamel. Gargamel? E un zbor prea lung? Cară-te! A? Până nu te transform într-o masă. A fost o plăcere, draga mea, ca întotdeauna. Acum am tot ce-mi trebuie pentru a-i găsi pe ștrumfii ăia, după ce voi lua celălalt cercel de la Gargamel. Și cred că știu cum să fac asta. Cosițe strălucitoare din scaperlele. E greu să întâlnești fete perfecte. Râs cu ceritor, un prost voi păcăli frumusețe perfectă. Asta-i ghelvazări. Acum să vedem dacă funcționează. Se compară cu frumusețea mea naturală, dar trebuie să fie de ajuns pentru a-l păcăli pe Gargamel. Zboară, animaluțul meu, zboară, zboară, zboară. Tumpitule! Prima ocazie te schimb cu o mătură. Ah, în ce direcție este casa drăguțului de Gargi? Știu că este pe undeva pe aici. La 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 la. Vai de mine, m-am pierdut. Ce să mă fac acum? Să vedem. Mușchii cresc pe partea de nord a copacilor sau spre sud? Sau spre est? Oh! O prințesă, Papa Ștrumf! O prințesă frumoasă! S-a rătăcit și noi trebuie să o ajutăm! O prințesă? Singură în pădure? Este foarte ciudat! Te rog, Papa Ștrumf, trebuie să ne grăbim să nu pățească ceva! Bine, Ștrumfito, vom merge, dar cu grijă! Vrăjitorul ăla prost trebuie să locuiască pe undeva pe aici! Oh! Oh! Știam că simțul direcției nu mă va trăda! Gândește-te, Azrael. Un cercel este mai bun decât niciun cercel. Vai de mine, a venit mai devreme. Vin, mămico. Ce mă bucur să te văd. Bună. Nu cumva tu ești chipeșul, puternicul, curajosul și drăguțul vrăjitor Gargamel? Acestea sunt urmele ei, Papa Ștrumf. Și duc spre Gargamel. Vai de mine, trebuie să o salvăm. Cine știe ce-i va face Gargamel? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Când acel vânzător mi-a spus că s-a vândut celălalt cercel, am crezut că nu-i voi avea niciodată pe amândoi. Și mi-i dorem atât de mult, sunt foarte frumoși. Da, da, frumos, foarte frumos. Mulțumesc foarte mult că mi-ai dat. Ești atât de generos. Aș face orice pentru tine, draga mea. Foarte frumoasă. Până ne vom mai revedea. Stai, stai. Cine ești? De unde vii? Unde-o fi pasărea atâmpită? Uite-o, Papa Ștrumf, a ștrumfit din casa lui Gargamel. Sper că nu i-a făcut vreun rău. Este foarte ciudat. Mai bine o urmărim de la distanță. Trezește-te, amețitule! Vei fi martorul gloriei mele! Oh, nu era o prințesă! Este bătrâna vrăjitoare Hogata! Ce are de gând, Papa Ștrumf? Nu știu sigur, constructorule! Vânzătorul ăla prost nu avea nici cea mai mică idee ce a vândut! Cercei ăștia sunt tot ce avem nevoie pentru a-i distruge odată pentru totdeauna pe ștrumfii nesuferiți! N-avem o mare problemă, micuții mei ștrumfi. Hogata are cercei legendară lui Sonoria. Ea ne va putea auzi vocile de la kilometri distanță, oriunde în pădure. Ne va descoperi satul. Ce vom face, Papa Ștrumf? Frumoasă fecioară, frumoasă fecioară. O, firar să fie. Șterge-o!
Ce bine că te-am găsit! Da, ce noroc! Ce faci aici? Adunam miere sălbatică. Ești tu, drăguță, mi-aduci puțină? De acolo de sus? De la Via Spireana? Da, sigur, dar nu ți este teamă? Vino, Azrael! Domnița mea dorește miere! Mai bine rămân așa până mă voi asigura că a plecat. Veniți, micuții mei ștrunfi, să mergem în sat. Vreau ca fiecare ștrunf să rămână aici până când voi găsi o cale să o ștrunfim pe Hogata și să ștrunfiți în liniște. Aha, de aici voi auzi perfect. Cum era vraja? 7 să-mi ajungă la fiecare lob. Aduceți-mi sunete de pe tot acest glob. Da, da, funcționează perfect. Papa Ștrumf, unde este Leneșul? Mare Ștrumf! Grăbește-te, cântărețule! Tu ești singura noastră șansă! Continuă să sforâi nasul albastru! Așa mă vei conduce direct la sat! Hai, hai, cântărețule, dă-i drumul! Cântărețule, mai tare! Cerceii nu se pot scoate atunci când recepționează un sunet. Știu exact ce să fac, Azrael. Îi voi da jos cu acest băț. Azrael! Am văzut-o pe iubita mea! Ce se putea! Hogata! Hogata? Eu nu sunt Hogata, eu sunt frumoasă, atrăgătoare, apetisantă! Opa! Ups, cred că vraja nu era rezistentă la apă! Tu! Ce-ai bătut joc de mine? Ar trebui să te... Ia mâinele de pe mine, vrăjitor amator! Vrăjitoare nesuferită! Yay! Bravo, cântărețule! Frumos trunfit, cântărețule! Yay! Una, bravo, bravo! Vrăjitoare nesuferită? Prostul ăla nu recunoaște frumusețea adevărată nici dacă-i fornei în față! Să mergem acasă, Harold! Știm noi când nu suntem doriți! Și ce e mai rău, Azrael? Este faptul că nu am niciun cadou pentru mămica! Nu ai niciun cadou pentru mămica ta? Pliot, nerecunoscător! Mai bine aș avea un trol drept fiu! Mămica! Lasă-mă să-ți explic, mămica! Da, un trol! De ce nu?